Hei, bună, bună și bine v-am găsit la un nou video, după cum ați văzut din titlu, un nou unboxing, doar că de data aceasta am aici un colețel foarte fain, o comandă de pe rivier.ro. Sinceră să fiu, nu aș fi intrat pe site și nu aș fi avut nevoie de nimic, dar am zis că hai să caut, căutam o paletă de la Essence, de le-am pe celelalte două, Love și Energy, și hai să văd dacă o are și pe cealaltă, Power, cred că îi spune. Și când am deschis eu frumos pagina, am dat peste vinovata sau vinovatele, nu știu cum să le spun exact, pentru care am dat această comandă și este vorba despre colecția Coffee to Glow de la Essence, care m-a atras din prima. Eu sunt o iubitoare de cafea. Pot să zic uneori că prin vene îmi curge cafea, nu sânge, dar e altă discuție. Așa că da, când am văzut colecția am fost, wow, vreau chestiuțele acestea și cred că o să vă las eu pe aici un print screen cu ce conține colecția, pentru că eu mi-am luat de acolo doar produsele de make-up, dar aveau și câteva produse de îngrijire, cum un scrub, o cremă de ochi, un spray de corp, dar acelea, sincer, nu m-au atras. Pe mine m-au atras produsele de make-up și haide să intrăm în ele. Eu m-am uitat deja prin ele, pentru că nu m-am putut abține, desigur, așa că le am aici frumos lângă mine. Am și factura, să vă spun prețurile. Așa că da, haideți să vedem despre ce e vorba. Ce este important, colecția este în ediție limitată și se găsește în stoc limitat, desigur, pe site, așa că în momentul în care se termină produsele pe care le au, ele nu vor mai reveni în stoc. Știu că scrie lucrul acesta și pe site. Și haideți să vă arăt așa cele patru vinovate. Și pe lângă ele mai am niște chestii, dar cele patru vinovate pentru care am dat eu comanda și în primul rând ar fi acest Coffee Lip Scrub, care îmi place super mult cum arată și ce am constatat și iarăși mi-a plăcut super mult, este că toată această colecție are ambalaj de carton, ceea ce iarăși un mare plus pentru Essence, și este carton din acela carton, adică nu este lucios, să aibă și ceva plastic prin el, așa că da, mi-a plăcut super mult. Să revenim la scrubul de buze, așa arată acesta. Are un ușor miros de cafea și sunt eu super, super, super curioasă să văd cum va funcționa și ce efect va avea. Doar le-am deschis, m-am uitat la ele și le-am făcut niște poze, nu le-am testat. Cred că o să încercăm puțin câteva chestiuțe aici împreună. Așa că da, sunt super curioasă de el, ce efect va avea și dacă mă va ajuta pe partea aceasta de scrub de buze, dar sincer să fiu, eu am încredere în produsele de la Essence, așa că să sperăm că totul va fi ok. Apoi, dacă ați mai urmărit clipurile mele, o să ziceți că am luat o razna. Am tot zis și am tot repetat că eu nu sunt fană perle pentru față. Nu știu de ce, le-am tot avut pe cele de la Avon, am mai avut de pe la Oriflame și, nu știu, mă enervează cumva să le iau de acolo, să le pun, prefer să fie produsul într-o cutiuță, cum este, na, un produs, un highlighter, un blush clasic, dar acestea m-au atras super mult, având această formă de boabă de cafea, de fapt de jumătăți de boabe de cafea. El este un highlighter Beans, îi spun, are 8 grame și încerc eu să văd 24 de luni de valabilitate de la deschidere și m-a cucerit, sinceră să fiu, m-a cucerit foarte tare în momentul în care l-am văzut și stați că nu știu cum să vi le arăt să nu-mi pice pe aici, că le-am mai deranjat eu la un moment dat. Arată super, miros a cafea, au un miros așa ușor și subtil și chiar o să le dau o șansă să le folosesc pe post de iluminator să văd cum mă înțeleg cu ele. Poate ele au mai multă baftă la mine decât au avut altele, dar dacă nu, măcar așa, pentru posteritate și pentru colecție acolo, pentru o iubitoare de cafea ca mine, mi s-a părut așa perfect și drăguț să le iau, pentru că ador, deci efectiv ador modul în care arată. Și nu le puteam lua singure, asta deoarece în colecție a apărut și o pensulă pentru iluminator, pensulă ce mi se pare mie că se potrivește foarte bine cu acele perluțe. Ea arată așa, are la fel, mânerul este din lemn și are perii aceștia, sunt foarte moi și foarte soft. Și prima dată nu am văzut eu, nu m-am uitat, am văzut că e pensulă și am zis să o iau, dar pe ea scrie că este Scented Highlighter Brush. Am
observat că scrie lucrul acesta, abia după ce am desfăcut-o prima dată și am mirosit-o și am simțit așa un ușor iz de cafea. Văd că și acum încă mai miroase, nu știu dacă este ceva ce va persista acel miros, pentru că parcă se simte puțin mai soft decât atunci când am desfăcut-o. Dar chiar a fost interesant lucrul acesta și oricum m-a atras super mult să o iau, pentru că am mai testat pensulele de la Essence și mi-au plăcut, așa că am zis că da, să o am și pe ea din această colecție. Și punctul de cucerire totală, bine, acum nu știu dacă aceste perle sau paleta următoare m-au cucerit cel mai tare, dar la fel am zis că nu vreau să-mi lipsească această paletuță de farduri Coffee to Glow. Are 5,6 grame. 24 de luni valabilitate de la deschidere și acum am văzut pe produse și dacă mă uit eu bine, am văzut și aici, da, are eticheta de vegane, ceea ce iarăși mi se pare un plus. Plus că mi se pare un plus, da. Îmi place foarte mult produsele Essence pentru că au început să fie foarte respectoase cu mediul și să aibă și ambalaje din acestea mai eco. Oricum, mie îmi plac, deci cred că am ajuns super mare fană Essence. Așa arată fardurile. Cred că o să le fac eu un swatch și o să vă las imagini pe aici pe undeva pentru a se vedea mai bine decât acum. Dar are două nuanțe din acestea satinate, patru mate, una cu ceva sclipici așa aici, este, ar fi duo, și încă o chestie pe care nu înțeleg, sincer să fiu. Chestia aceasta de aici nu o înțeleg pentru că arată așa ca o gelatină cu ceva înăuntru și, sincer să fiu, vreau să încerc să văd care-i treaba cu ea. Pare așa cumva a fi un gel, deci nu, n-am reușit să-mi dau seama ce este chestia aceasta. S-ar putea să fie cumva o bază, dar pare că n-am văzut nimic scris în acest sens despre ea. Spune că are patru texturi diferite, ok, patru nuanțe mate, două nuanțe metalice și textură, o nuanță aceea dublă și o textură de gloss. Deci aceasta ar fi cea cu textura de gloss, dar sincer să fiu, o să încerc și o să mai vorbim despre ea, pentru că chiar sunt curioasă care este treaba cu ea, dar pe total mi-a plăcut super mult paletica aceasta, este pe nuanțe de nude, cu mie îmi place să folosesc, așa că, da, ce... Am observat că nu miroase, ea nu miroase a cafea, dar este din această colecție, așa că desigur va rămâne cu mine. Și haideți că mai sunt eu curioasă, dacă tot suntem aici, mai sunt curioasă de această nuanță, sinceră să fiu, să văd cum este. Ah, ok, ce tare! Deci pe deget când o iau se vede argintie așa puțin, iar în momentul în care fac swatch se vede, ok, interesantă. Poate, nu știu, sau poate să ne jucăm cu ele în vreun video... Mai vedem, pentru că fiind colecție limitată, fiind o ediție limitată, nu știu exact cât timp va fi ea disponibilă la vânzare. Haideți să trecem și la următoarele produse. Mai am cumva aici trei produse lângă mine. Și următoarea ar fi tot o palețică și tot de la Essence, fiind aceasta Bronze This Way Eyeshadow Palette. Cât are ea? Că nu găsesc. Are 24 de luni valabilitate de la deschidere. 4,5 grame. Și mi-a plăcut super mult de ea, pentru că este așa micuță și drăguță. Aici are o oglinjoară și iar nuanțele ar fi acestea. Nuanțe care, iarăși, sunt pe gustul meu, îmi plac super, super tare, sunt nuanțe de nude. Plus că mi-a plăcut super mult că o pot lua pe partea de călătorii. Pentru că am aici un alb, un cremat, am de tranziție și iarăși am fardurile acestea puțin satinate, am atât... Acesta este un fel de auriu care mie îmi place, nu e din acela puternic, dar nu e nici spre maro, nu știu exact cum să descriu nuanța aceea, ceva ce bate spre rozaliu și un maro, deci este paletica perfectă, sinceră să fiu, pentru mine și chiar sunt super curioasă și dornică să o iau cu mine în călătorii. Bine, asta dacă le voi și folosi, pentru că în ultima perioadă cât am călătorit, sinceră să fiu, le-am luat degeaba de mine. Cu mine și nu am folosit absolut niciun produs de make-up. Și iarăși mai avem o palețică. Aceasta face parte tot de la Essence este. Face parte din colecția aceea cu zodiile. Au și ei o colecție din aceasta cu zodiac. Și au paletele corespunzătoare celor
grupurilor de zodii, de aer, de foc, de pământ și de apă. Eu fiind zodia Gemeni, desigur, sunt zodie de aer, așa că mi-am ales paleta de aer și, sincer să fiu, este cumva și singura care m-a atras. În primul rând m-a atras ambalajul, apoi m-au atras culorile, care sunt foarte drăguțe. Palețica are 9 grame, desigur, v-am zis prețul, v-am zis că vă zic prețul. O să vi le las afișate pe ecran, pentru că acum mi-am dat seama că nu v-am spus absolut niciun preț. Palețica, vă spuneam, are 9 grame. Și vreau să văd eu ceva la abilitate. Are 18 luni de la deschidere și acum că am reușit să-i scot acea folie, așa arată nuanțele, iarăși mi se par super visime. Ce m-a atras pe mine că sunt nuanțe cumva pastelate, pentru că mai am momente în care mă machiez dimineața și nu am chef să stau să fac ceva foarte complicat. Vreau doar să-mi dau ceva efectiv pe pleacă, să dau cu rimel și să plec. Așa că ea mi s-a părut super potrivită din acest punct de vedere. Și îmi pare mie cumva așa că seamănă puțin aici vreo două nuanțe. Pe cameră văd că arată cumva că seamănă mai multe nuanțe între ele, dar nu, să știți că sunt toate diferite. Iar așa îmi place că are nuanțe de nude, de roz, de muvaliu, deci tonul meu și nuanțele de aer. Plus că îmi place și mesajul de aici, de pe, nu știu cum să zic, capac. Hai să-i spunem capac. Așa că da. Bun, și ultimul produs, sau haideți să fac repede așa o recapitulare să vă spun prețurile. Scrubul acesta pentru buze a fost 9,50 lei. Highlighterul acesta Coffee Bean am dat 19 lei pe el. Paleta Coffee to Go aceasta a fost 31 de lei. Pensula a fost 16 lei. Paleta de farduri aceasta bronz a fost și ea tot 16 lei. Paleta aceasta Air Shadow a fost 30 de lei. Eu acum am prețurile scrise aici, nu știu, cu virgulă, cu ceva, nu mai știu. Cred că aveau niște mici reduceri. Ori sunt prețurile finale după ce mi s-a aplicat, cred că sunt prețurile finale după ce mi s-a aplicat o reducere de 3% pentru că am plătit direct cu cardul pe site. Dar orientativ acolo sunt prețurile. Și mai am ceva. Ceva pe care îl vânam de foarte mult timp. Acest set de pensule de la Real Technic a fost 90 de lei. Da, 90 de lei am dat în final pe el și îl urmăresc. Deci, sincer să fiu, îl urmăresc de când am plasat prima comandă pe Riviel, pentru că l-am văzut mereu că era acolo și de fiecare dată îl găseam pe stoc epuizat. Acum, sincer să fiu, nici nu mi-a venit să cred când am văzut că e disponibil. Am zis că ok, hai să intru și la pensule acolo să văd care e situația. Mă așteptam să fie stoc epuizat pentru că știu că se vinde binișor acest set, mai ales că mi se pare prețul foarte ok pentru 4 pensule și acest beauty blender. Și când l-am văzut disponibil eram, da, gata, îl vreau. Asta pentru că îmi doream de super mult timp să testez aceste pensule, așa că da. Acum le-a venit momentul și, sincer, să fiu și de burețel, eram foarte curioasă pentru că toată lumea știu că laudă, mai peste tot am văzut că multă lume laudă, așa că am zis că ok, hai să văd și eu care este treaba cu el. Și ce avem aici? Avem o pensulă de pudră, cred că este. Aceasta ar fi de fond de ten, spun ei, desigur, o voi folosi cu siguranță la altceva, nu la fond de ten, de highlighter. Și, sau nu, pentru fond de ten e beauty blenderul, mă scuzați. Asta ar fi pentru blush și asta ar fi cea mică pentru farduri. Acum am prins că pentru partea de fond de ten este beauty blenderul. Așa că da, chiar sunt super curioasă să o încerc și asta să o desfac. Eu să văd dacă reușesc să o desfac, pentru că pe ea nu am desfăcut-o până acum. Doar m-am uitat așa prin cutie la ele, pentru că o să văd cum sunt. Nu cred, de fapt nu cred, nu mai am pensule de la Real Technic, am ceva ce seamănă cu ele. Vai de ce fluffy sunt, ok, abia aștept să le folosesc. Am spus, am auzit numai cuvinte de laudă despre ele și chiar îmi doream. Și cumva setul acesta era exact ceea ce îmi doream să am și să iau și să încerc. Dacă o să-mi placă și o să mă încânte, mai vânez eu puțin, sunt așa în dubii la setul de pensule pentru machiajul ochilor, dar mai vedem. Până una alta sunt super fericită că l-am găsit pe el pe stoc și că le pot încerca și le pot folosi. La mine pensulele, dacă ele sunt ok și rezistă la spălat,
rămân super mulți ani cu mine, deci am pensule, cred că am două pensule din liceu, asta înseamnă că am de 15 ani, așa că da, le păstrez frumos și am grijă de ele. Și stați așa că avea cineva acum așa pe final și vă salute și el că m-a asistat aici cât am filmat unboxing-ul. Ok, și acum mă mușcă. Sami, Sami, le zicem papa? Da, bine, hai, te las. Bun, și acesta a fost unboxing-ul de pe Rivier, comanda pe care am făcut-o de data aceasta, vă spuneam. Deci dacă nu dădeam de acea colecție Coffee to Glow, nu cred că aș intra pe site să-mi dau comandă sau ceva și cu siguranță nu aș găsi nici pensulele disponibile, așa că momentan sunt super, super fericită. Eu sper că ați găsit ceva produse interesante pe aici și sper că le mai găsiți și disponibile pe site în cazul în care vă interesează și vreți să vă luați ceva. Eu vă super mulțumesc pentru vizionare și dacă nu v-ați abonat încă acestui canal și vă place ce ați găsit pe aici, pe la mine, deși în ultima vreme au fost cam multe unboxing-uri așa și călătorii, dar vă invit cu mare drag să vizionați acele travel vloguri, pentru că pentru mine au fost super faine acele experiențe și am încercat să vă aduc și vouă cumva în atenție anumite locuri super, super faine. Vă spuneam, dacă nu v-ați abonat, eu vă invit cu mare drag și dacă vă face plăcere să vă abonați acestui canal. Iar noi ne revedem data viitoare la un nou video. Vă pup! Pa, pa!